Polițiștii încearcă să acopere un individ agresiv pentru că este consilier local. Așa acuză părinții unui adolescent snopit în bătaie pe stradă în județul Cluj. La 3 luni după ce a fost atacat, inclusiv cu un topor, agresorii sunt liberi, deși anchetatorii au audiat martori, iar localitatea este plină de camere de supraveghere. Poliție! Sună rapid de la poliție! Că așa ceva! Adolescentul de 17 ani a fost bătut crunt în septembrie pe o stradă din comuna Aluniș. 3 indivizi l-au lovit fără milă în văzul martorilor. Mama victimei nu poate uita nici acum. Hai mă tu și după Antoniu că-l omoră ăștia. Au început mai multe persoane să dea cu pumn cu picioare, că de la un timp copilul nu și-a mai adus de aminte nimic, că el și-a pus mâinile pe față, s-a strâns tot așa și fiecare dată unde a vrut. La picior, lovit și aici, nu știu dacă s-a observat, m-a mușcat de mână. Din cauza rănilor grave, victima a avut nevoie de tratament săptămâni la rând. Nu au scăpat de amenințările bătăușilor nici cei care au sărit în ajutor. S-a dus la actualul soț și l-a întrebat, vrea un topor în cap? Actualul soț și-a pus mâna așa și nu l-a lovit cu toporul, dar cu pumnul. A început să se adune câte un om și după ce a unit cel cu toporul, o sărit toți. La 3 luni după bătaie, agresorii sunt încă liberi. Întreaga comună e împânzită de camere de supraveghere, iar 2 sunt chiar aici, în locul în care a avut loc bătaia. În mod surprinzător, spun cei de la primărie, în seara respectivă, niciuna nu a înregistrat nimic. Marturii audiați în cauză au indicat clar cu nume și prenume suspecții și persoanele pe care ei personal le-au văzut agresând pe clientul meu. Familia adolescentului bătut acuză polițiștii că tergiversează ancheta pentru a nu ajunge la unul dintre agresori, care ar fi consilier local. Cel spre care se îndreaptă acuzațiile victimei se declară însă nevinovat. Eu încă n-am fost chemat de către nimeni, nici la poliție, nici nimica. Să-mi spun și eu punctul de vedere. Sunteți informat mai mult de 80% greșit. Ați fost implicat în bătaia respectivă, l-ați lovit pe băiatul respectiv. Am fost acolo. Noi am suferit și suferim în continuare. Trebuie să facă dreptate. Polițiștii acuzați că tergiversează ancheta au anunțat că nu pot comenta declarațiile familiei pentru că investigația este încă în desfășurare.